Bun găsit tuturor, vă spune Mădălin Negoiță, suntem la media și acolo unde va avea loc prima confruntare a etapei cu numărul 12 din Liga 1. Gazmetan și Dinamo, vecine de clasament în cele 5 partide disputate în această stagiune. Minge repusă foarte repede, centrare și Deaconu scoate spectaculos Eșanu, prima mare șansă acestei partide. Centrarea lui e de Aconu, scoate Eșanu de sub bara transversală, aproape să înscrie din corner de Aconu cu o execuție a la Budescu, dacă îmi permiteți comparația. Cel mai bun marcator al gazului din sezonul trecut, nu reușise niciun gol în actuala stagiune, iată ce moment și ales. Și ce execuție fantastică a lui Ronaldo Deaconu! Minutul 37 și vedem un gol care merită toate reluările. Imparabil! Imparabilă execuția! Șut de fotbalist veritabil. Filip. Atins cu brațul Ivanovski, noi vedem din toate unghiurile posibile această bijuterie de gol a lui Ronaldo Deaconu. Horșia pentru Deaconu, din nou caută! Spune după, iată, două goluri de generic reușite în doar câteva zeci de secunde. Dublă de senzație a decarului de la Gazmetan. N-a avut nevoie, iată, decât de această pasă peste adversara lui Horșia. Îi cade perfect mingea lui Deaconu pentru acest lob fantastic. Ce goluri, ce goluri reușește Deaconu. Când jocul de posesie nu prea a funcționat. Acum însă, iată, atac periculos al lui Dinamo. Luftează însă Ivanovski. Matei Ivanovski, cred că a fost offside, nu, Faniolul rămâne jos, Ivanovski, centrare pe jos, ce ocazie, iată, pentru Dinamo. Vine Matei din spate, centrarea din prima, pare bună, Moldoveanu sare și să vedem, e penalti, penalti pentru Dinamo. Pare să vină de nicăieri această decizie, dar să vedem reluarea. Mie, sincer, nu mi s-a părut. Poate că a fost hands. Altfel nu-mi explic. Nu știu ce a văzut Adrian Cojocaru. Ia să vedem. Ia să vedem încă o dată. Niciodată. Din ceea ce vedem aici, ambii jucători atât
atacă mingea. Adrian Cojocaru susține că Iuri nu a atins mingea și a atins doar adversarul, dar e duel aerian, a sărit, are dreptate Iuri, a sărit cu brațele lipite, a sărit cu spatele aproape la adversar. Mie nu mi se pare penal. E adevărat, vine târziu Iuri la acel duel, dar moldoveanul reușise să dea în minge, nu fusese nici măcar corner. În fine, va fi analizată cu siguranță și această fază și cea din prima repriză la intervenția lui Răuță asupra lui Alseus. Ivanovski este executantul acestei lovituri de pedeapsă. Ar putea înscrie primul său gol din această stagiune și în același timp primul gol marcat de Dinamo în deplasare. Ar fi de asemenea a patra partidă consecutivă în care ambele echipe înscriu în această confruntare. 2-1 înscrie Ivanovski. Și Dinamo mai are 10 minute cu tot cu prelungiri la dispoziție de a smulge un punct. Mai întâi însă Adrian Cojocaru face puțin ordine la margine. Un cartonaj roșu unui jucător. Cred că este Dudea, jucătorul eliminat. Nu mi se pare nimic aici. Mi se pare un duel pentru minge, e adevărat, câștigat de moldoveanu. Moldoveanu este cel care sare mai mult spre adversar. Este iminent contactul dintre cei doi.